Tehnologia razelor X utilizează raze de energie care pot trece prin țesutul corpului și creează imagini de diagnostic și tratament. Aparatul pentru raze X este compus dintr-un tub de raze X care conține o pereche de electrozi sau dirijori numiți catod și anod. Catodul este un filament care eliberează energie prin introducerea curentului electric, la fel ca cea a unui bec. Energia catodului este eliberată sub formă de electroni. Anodul, situat în partea opusă a tubului de raze X, este un disc din tungsten, un material care atrage electroni. Când electronii eliberați de catod vin în contact cu tungstenul, acesta eliberează energie sub formă de fotoni. Acești fotoni, foarte energizați, sunt canalizați într-un cilindru de plumb și o serie de filtre și creează un fascicul de raze X. Fasciculul de raze X are o energie ridicată, poate fi absorbită doar de către țesuturile dense ale corpului, cum ar fi oasele. În timpul unei raze X, un film radiografic este plasat în spatele pacientului, iar pacientul este pus între film și aparatul de raze X. Aparatul de raze X concentrează energia fasciculului pe zona specifică din organismul pacientului. Deoarece energia razelor X trece prin tot corpul pacientului, fasciculul de fotoni ajunge la film și provoacă reacții chimice. Zonele prin care a trecut energia razelor X devin negre, în timp ce zona în care energia este absorbită de oase apare albă. Acest proces produce o radiografie care este cunoscută sub numele de raza X.